Astra Giurgiu rămâne lidera clasamentului după mai bine de 27 de etape, demonstrând că la fiecare întâlnire face un pas hotărât spre primul titlu de campion al României. Săptămâna aceasta va fi decisivă pentru giurgiuveni, pentru că sâmbătă, în confruntarea directă cu Steaua din play-off, Astra joacă efectiv poziția de lider, într-o partidă ce poate fi caracterizată ca o reală finală a sezonului fotbalistic. Asta după ce echipa antrenată de Marius Șumudic a învins sâmbătă în deplasare cu scorul de 3-1 la pauză 1-0, formația FC Viitorul, într-un meci din etapa 7 a play-off-ului Ligii 1. Au marcat Bugema în minutul 19, a urmat transformarea lui Găman în minutul 59 din penalti, apoi 3 minute mai târziu au marcat și Ali Bec, supărat probabil că antrenorul Marius Șumudică nu l-a lăsat să execute lovitura de pedeapsă. Echipa lui Gheorghe Hagi a trebuit să se mulțumească doar cu golul de onoare înscris de Ciobanu în minutul 82, iar Astra s-a desprins la 3 puncte de FCSB după ce steliștii au încheiat cu scor egal 1-1 partida cu Dinamo. Așadar, dublă cu Steaua în această săptămână pe Marin Anastasov. Mai întâi miercuri de la ora 18:30 în semifinalele Cupei Ligii, apoi sâmbătă în campionat. Pentru partida de miercuri din semifinalele Cupei Ligii, clubul Astra a pus deja biletele în vânzare la prețul unic de 50 de lei per tichet.